Primarul comunei Gostinu, Dumitru Văcaru, a anunțat că școala și grădinița din Gostinu au fost aprovizionate cu lemne de foc în cantități suficiente și de asemenea au fost aduse lemne de foc și pentru sediul primăriei. Ca o preocupare pentru această toamnă și această iarnă, vreau să vă spun că am asigurat întreaga cantitate de lemne necesară pentru încălzirea școlii și a grădinței din comuna Gostinu. Am început, practic, încălzirea în școală și în grădință în urmă cu circa 3 săptămâni. La ora actuală, deci, nu am niciun fel de problemă în această privință. Atât grădința cât și școala și primăria sunt aprovizionate cu cantitățile necesare de lemne pentru această iarnă. La Gostinu a fost încheiată recent și amenajarea podețelor de acces către gospodăriile localnicilor. Săptămâna trecută s-a finalizat lucrarea de construirea podețelor la fiecare intrare la gospodăria cetățenilor pe drumul județean 507, pe o lungime de 1,2 km. S-au făcut podețe la intrare în gospodărie, atât podețe pentru porțile mari, 3 metri lățime, 4 metri lățime, cât și pentru porțile mici de 1 metru lățime, inclusiv podețe pentru drumurile laterale.